gata? Bună ziua! Stimați reprezentanți mass media, mulțumim că ați dat curs invitația noastră la acest briefing. Numele meu este Eugen Cuzmuliu și sunt șeful direcției politici, protocol și relații externe. Am decis să comunicăm cu dumneavoastră în această formă, dat fiind importanța deosebită pentru întreaga societate a informației pe care urmează să o comunicăm. La data 26 martie 2021, Plenul Consiliului Concurenței a aprobat decizia numărul DA22/2009, prin care a destructurat cel mai mare cartel de pe stat vreodată și urmare a aplicat cea mai mare amendă din istoria existenței instituției și, posibil, cea mai mare amendă administrativă aplicată în istoria Republicii Moldova. Decizia o veți găsi publicată integral pe pagina Consiliului Concurenței, competition.md. Astfel, prin decizia menționată, Consiliul Concurenței a amendat întreprinderile CEI Agrostock, SRL DEA Schimb, SRL Bioprotect și SA Fertilitatea Chișinău, cu sumă totală de 91.034.000 lei, maxim posibil conform legii. Pentru participarea în acorduri orizontale de tip cartel dur, manifestat prin practica concertată continuă, îndreptată la stabilirea, fixarea prețurilor, directe și indirecte, a prețurilor de vânzare și a altor condiții de tranzacționare, la comercializarea către terți a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților de marca Bayer și Belchim pe teritoriul Republicii Moldova. În rezultatul investigației, inițiată prin dispoziția Plenului Consiliului Concurenței, numărul 22, din 16 iulie 2020, au fost acumulate probe directe care dovedesc cu certitudine comunicarea între întreprinderi, prin care se fixează prețurile și unele condiții de tranzacționare a produselor de uz fitosanitar către întreprinderile agricole de pe teritoriul țării noastre. Ca rezultat al acestor înțelegeri de cartel, Consiliul Concurenței a constatat că prețurile la produsele similare vândute pe teritoriul Ucrainei și României sunt cu aproximativ 28-43% mai mici decât în Republica Moldova. De asemenea, după cum veți vedea și din analiza efectuată în parte motivată a deciziei, cifra de afaceri și activele întreprinderilor menționate au crescut cu sute de milioane de lei până la dublare pe parcursul ultimilor 5 ani, în timp ce producătorii agricoli nu au devenit mai bogați. Ba mai mult, consumatorii sunt nevoiți să cumpere produsele agricole la prețuri mai înalte, iar produsele autohtone devin tot mai puțin competitive pe piețele externe. Reieșind din metodologia OECD, valoarea prejudiciului adus consumatorului de înțelegerea de cartel pe parcursul anilor 2015-2020, conform calculilor, se ridică la aproximativ 190 milioane lei. Totodată, aducem la cunoștință opiniei publice că, în ultima perioadă, unele întreprinderi vizate de investigația în cauză au exercitat presiuni fără precedent asupra Consiliului Concurenței, prin denunțuri calomnioase adresate conducerii țării și organelor de drept. Mai mult ca atât, vă informăm că am fost avertizați că în caz de emitere a unei decizii nefavorabile, nu se vor economisi resurse financiare pentru a discredita și distruge mediatic Consiliul Concurenței. Nouă nu ne rămâne decât să vedem dacă banii câștigați pe seama agricultorilor lucrează împotriva organelor de control ale statului. În contextul celor relatate, Consiliul Concurenței condamnă ferm atacurile nefondate asupra instituției și își reiterează angajamentul pentru îndeplinirea cu dedicație a atribuțiilor stabilite prin lege, în limita competențelor și în conformitate cu cele mai bune practici internaționale existente. Ținând cont de importanța acestei investigații și efectelor asupra sectorului agroalimentar, vă îndemnăm și chiar insistăm, dragă mass media, să monitorizați evoluția cazului, ținând cont de probabilitatea atacării în instanță a deciziei respective. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și atenție, să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O zi frumoasă!